Dispozitivele radar vor putea fi interzise. Ce părere aveți? Ce să zic, eu oricum nu-l folosesc. Mai nou, oricum se folosesc stațiile pe mașini și pe mașinile mici, care le lași pe mașinile mari. Și atunci nu e nicio problemă că le desfințează. Foarte bine, m-aș bucura să fie interzis. De ce? Interzis pe anumite zone. Sunt zone în care chiar nu este necesar să fie dispozitiv antiradar. Pentru că nu poți. Trebuie să fii realist, să-ți dai seama de viteza care o ai și să-ți asumi responsabilitatea. Nu poți să te duci cu 200 la oră că tu ai dispozitiv și să nu te prindă pe tine aparatul radar. Mi se pare o prostie. Mi se pare o prostie a te duce cu viteza respectivă. Părere destul de bună. E bine că s-o interzic. De ce? Pentru că alții circulă cu viteză mare și unul care circulă mai comod, mai încet, o pățește, dar ăla nu pățește, nu? Păi bine dacă, pentru că așa nu se poate încălca legea. Să fie interzis. Pe mine nu mă interesează că nu șofer. Să nu fie, să nu sancționeze omul. Eu zic să nu fie. Nu sunt de acord. De ce? Păi de ce să nu știi când e un radar în aproape? N-am mașină, prea mă interesează.